Da, o să vedem acum că în Rusia au fost organizate proteste în mai multe orașe, asta după ce Vladimir Putin a decis să intre cu trupe militare în Ucraina. Poliția a arestat peste 1700 de manifestanți din 52 de orașe. La Sankt Petersburg, cetățenii au ieșit în stradă pentru a se opune războiului cu Ucraina. Fără război, a scandat mulțimea, potrivit unei postări pe Twitter a canalului Nexta. Totodată au loc proteste ample și în Novosibirsk, în sudul Rusiei, unde locuitorii mărșăluiesc în semn de protest față de invazia rusă din Ucraina. Numeroși manifestanți au protestat ieri în mai multe orașe și capitale din Europa, inclusiv la București. Și discutăm despre acest subiect cu colegul nostru Liviu Iurea, care este în direct pe Skype alături de noi. Liviu, îți spun din nou bună dimineața de la Moscova, de acolo, de la tine. Am văzut că au fost arestate foarte multe persoane acolo, peste 1700 avem până acum cifre noi, numărul indică 1700 de persoane arestate acum. Care e atmosfera acolo? Mai îndrăznesc oamenii să iasă la proteste în continuare? Am să vă dau chiar cifra exactă. 1764 de persoane au fost aseară arestate. Nu au fost niște proteste organizate. Ele au apărut spontan pentru că cei care încearcă să le organizeze automat sunt arestați, sunt înșfăcați de forțele care monitorizează orice posibil potențial de protest. Problema este următoarea. Din câte am înțeles, secțiile de poliție au început să aplice așa numita stare de alertă crepost, adică cetatea, ceea ce înseamnă că nu au voie să-i elibereze imediat. Până acum, cei care participau la acțiunile de protest erau de poliție, peste noapte erau lăsați să plece acasă. Ei bine, pe această dată încă nu știm nimic despre soarta lor, nici avocați nu pot să ia legătura cu cei care sunt reținuți în urma acțiunilor de protest de ieri. Și mie că asta este doar un început, ce s-a întâmplat aseară. Lumea este de fapt un protest care pnește și care a acumulat nu numai aventura care s-a lansat Vladimir Putin ieri dimineață, ci acumulează toate frustrările care s-au strâns de-a lungul anilor. Nu numai și pe linie economică, și cele legate de pandemie, cu restricțiile care au fost în timp de toți acești 2 ani. Cred că e doar începutul acțiunilor de protest în Rusia.